Doamnelor, domnilor, bun găsit la un nou subiect al zilei în studioul central din Londra, altfel pe TV. Eu sunt Joe Negrușer. Astăzi, ca de obicei, alături de mine, colega Cati Dragostin. Să rămână, Cati. Avem un subiect interesant despre cinci tineri minunați din Germania, plini de energie, cu maxim entuziasm, pe care îi vom lăsa să se prezinte singuri. Și pe care îi salutăm în acest moment. Prima oară alături de noi, Alexa Saftei, bun venit la subiectul zilei. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Mihai Dobrie, bun venit. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitația și oportunitatea de a povesti și celorlalți ceea ce facem noi în Germania. Ne bucurăm că ești alături de noi. Ionel Hărăcuț, bun venit! Bună seara și din partea mea, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație! Sebastian Preda, bun venit alături de noi! Bună seara și din partea mea și încă o dată mulțumim pentru invitație! Cu drag, mulțumim că ai acceptat! Ultimul, dar nu cel din urmă, Samuel Sabo, bun venit alături de noi! Bună seara și din partea mea, de asemenea mulțumesc și eu pentru această invitație! Doamnelor, domnilor, acestea au fost numele celor cinci tineri minunați, dar o să aflăm ceva mai multe despre ei, începând din momentul în care vom derula un filmuleț de prezentare. Totul a început de la o invitație la un seminar. De atunci, drumul meu s-a schimbat. În viața aceasta, la un moment dat, cu toții primim această șansă. Important este să fim deschiși oportunității și să o acceptăm. Asta am făcut și eu în 2017, când am răspuns pozitiv invitației de a intra în Adler Academy. Ce m-a atras pe mine la această academie a fost și este transparența. De ce? Pentru că de fiecare dată am primit răspunsuri concrete la fiecare întrebare pe care am avut-o. Motoul Academiei fiind împreună dezvoltăm personalități a fost îndeajuns pentru a încerca și testa, pentru că personal am considerat întotdeauna că dintr-o persoană normală, un număr al societății, se devine o personalitate. Problema era întotdeauna că știam ce vroiam, dar nu știam cum. Iar Dumnezeu mi-a oferit această șansă venind în Germania, întâlnind oameni dispuși să mă ajute, sceptic fiind, clar, mi-am spus, decât să-mi pară rău că nu am încercat, mai bine să-mi pară rău că am încercat. De aceea pot spune astăzi că nu îmi pare rău că am încercat. Spiritul de echipă presupune dezvoltarea și învățarea unor abilități și valori esențiale. În această academie, ajutorul vine din partea fiecăruia. Cu această mentalitate, am reușit să devenim cea mai unită și puternică echipă din domeniul finanțelor. Și tu poți face parte din această academie. Majoritatea am plecat în străinătate pentru o situație financiară mai bună. În Adler Academy am avut șansa de a ne dezvolta în această direcție. Dacă și tu ești interesat, te invităm la o discuție personală pentru a începe cele 6 săptămâni de practică. Acesta a fost filmulețul de prezentare, profesionist realizat. Sigur că este doar un scurt preambul la discuția care va urma. O să începem cu o întrebare pe care în general o adresăm celor care sunt în direct cu noi, și anume, cum ați ajuns în Germania și de cât timp? O să începem în ordinea în care v-am prezentat. Alexa Saftei, te rog. În Germania am ajuns în urmă cu 11 ani. Mi-aduc aminte, a fost un moment foarte, foarte emoționant pentru mine. Asta a fost în septembrie 2009. Am luat o decizie de a veni în Germania pentru a îmi face un viitor mai bun și o viață mai bună în același timp. Dar de-a lungul timpului am decis să rămân în această țară minunată. Eu știu că ai pornit foarte de jos, ai fost babysitter, ai fost camerist, ai fost... Da, este adevărat. Prima oară când am venit în Germania am început ca și babysitter.
vreo 2 luni jumate asta am făcut și apoi am început să fac camere într-un hotel, să curăț camere în hotel. Toată această activitate a durat în jur de 8 luni de zile, dar asta nu m-a oprit pe mine de a-mi îndeplini visul de a face ceva măreț pentru mine, pentru viața mea. Clar, au fost foarte multe momente dificile în viață, au fost foarte multe momente și frumoase, pot să spun, dar în același timp întotdeauna nu mi-am pierdut atenția de a ști ce vrea de la viață. Ai rămas concentrat pe obiectivul tău. Exact. Să vedem ce ne va spune și Mihai Dobri. Eu am venit în Germania în urmă cu aproape 10 ani de zile, mai exact în 2011 la început. Și motivul a fost, eu am jucat 9 ani de zile fotbal, la un moment dat antrenorul meu a murit și era cel care mă susținea, era motivul care mă și duceam din direcția spre fotbal din ce în ce mai mult. Venind un antrenor nou, am întârziat un minut și mi-a spus, Dobrie, dă-i drum acasă. Fiind liderul echipei, pe atunci unul dintre lideri, am avut orgoliu atât de mare încât am spus gata, eu vreau să plec în Germania, familia mea fiind dinainte aici, unchiul meu. Atunci am spus, eu vreau să încep o viață nouă la vârsta de 18 ani, eu vreau să încep de jos. M-am săturat în partea asta la altă să mă tot lupt și să nu reușesc nimica. Așa că eu mă duc în Germania și dau o probă la o echipă de fotbal de acolo. Venind din Germania, practic am început munca de jos, ca la toți ni se pare când suntem în țară, că venim aici și totul zboară. Însă am început cu curățenie, am început să livrez pizza, să spăl birouri, să muncesc în lager și practic șansa mea după 4 ani de zile a venit-o din pizzerie unde mi s-a făcut această propunere de a începe această carieră minunată și de acolo s-a dezvoltat ceea ce s-a dezvoltat, ce avem în ziua de azi. Ce ne va spune mai departe Ionel Hrăcuț apropo de momentul în care a ajuns în Germania și cu ce gânduri a venit acolo, vom afla în scurt timp. Eu sincer am venit în Germania împreună cu soția mea cu gândul de a sta 2-3 ani, 4. Însă venirea pe lumea micuțului nostru ne-a determinat să rămânem aici cel puțin până la vârsta pensionării. Atât eu cât și soția mea din țară, din România, suntem ingineri, ea pe partea de construcție, eu pe partea de cadastru și topografie, dar totuși, din păcate, lucrul acesta nu ne-a determinat să rămânem acolo și am căutat o viață mai bună în Germania, unde la fel am început munca de jos, am muncat în fabrică, comisioner, control calitate, până la fel ca și la celelalți colegi mei, mi s-a oferit o șansă mai bună, o șansă nouă. Ce trecut spuneți că aveți, aș zice că vă apropiați binișor de 50 de ani, deși nu e așa. Se pare că ați făcut foarte multe într-un timp foarte scurt. Sebastian Preda. Eu am ajuns în urmă cu 5 ani în Germania, fiind prieten cu Mihai din copilărie, am jucat împreună fotbal, m-am decis că vreau să fac ceva cu viața mea, mi-am terminat studiile în România, științe politice am făcut și livram pizza. Și am văzut că viitor nu am. Și așa am cerut ajutorul, am spus, Mihai, vreau să vin un an în Germania, să probez, să văd ce se întâmplă acolo, lucrez orice, nu am fițe sau ceva de genul. Și așa am primit șansa din partea lui de a veni și de a începe o meserie nouă de la zero. Și pot să spun cu mâna pe inimă că e prima oară când am întâlnit ceva să fac de drag. Adică să lucrezi 24 din 24 fără să simți, să-ți facă plăcere non-stop. Da, atunci când faci un lucru cu plăcere, nu mai ai sentimentul că muncești din greu pentru el, foarte adevărat. Samuel Sabău. Venirea mea în Germania a avut loc într-un an foarte norocos, să zic așa, anul 2013, mai exact finalul anul 2013, exact în perioada aceasta anului. Motivul plecării n-a fost neapărat unul financiar, pentru că tatăl meu, având o firmă de construcții în zona Timișoara, pot să spun că eram băiatul lui tata. Dar simțeam că trebuie să fac ceva pe spatele meu și am decis să vin în Germania. Dar venirea mea în Germania trebuia să fie o țeapă, prin care sunt conștient că mulți români au trecut prin această țeapă. Mai exact, am fost racolat de o firmă și mi s-a promis un loc de muncă. Când am ajuns în Germania, am rămas pe străzi,
fără chirie, am avut undeva la 150 de euro toți banii în buzunar, era frig afară și practic trebuia să fie o țeapă. Dar cum eu cred în Dumnezeu și știu că Dumnezeu mă iubește și mi-a purtat de grijă, am dat de o nemțoaică cu suflet mare, ceea ce în Germania este greu de găsit așa ceva, și mi-a oferit o chirie și un loc de muncă. Am început munca de jos, de la zero, am luat toate firmele la rând până când am găsit ceva ce mi se potrivea. Așa l-am întâlnit și pe Mihai Dobrie, care mi-a oferit șansa de a face ceva special, de a-mi da șansa să învăț ceva, dar totodată să ajut mai departe românii care au nevoie de ajutor într-o țară străină. Am înțeles. Eu mă consider un individ foarte norocos prin faptul că am întâlnit de-a lungul vieții oameni de bună calitate, frumoși, bărbați și femei deopotrivă. Și cred că o singură dată am avut ocazia să întâlnesc un membru al Academiei Române, un membru corespondent în Iași. Lucru care evident m-a onorat, dar nu am avut plăcerea să discut cu 5 academicieni deodată. Ce înseamnă Adler Academy? Puteți să începeți să răspundeți în aceeași ordine. Alex. Ok, ce înseamnă Adler Academy pentru mine este o parte din mine, pot să spun. Adler Academy este o parte din noi toți, în primul rând. Este foarte multă muncă în spate, dar în același timp Adler Academy oferă șansa fiecărui om de a face ceva mai mult. Îmi aduc aminte când l-am cunoscut de fapt prima oară pe Sebastian, a fost un sentiment așa de, nu știu, am zis ok, eu îmi doresc să fac ceea ce eu vreau de fapt, de a lucra cu oamenii. Clar că au fost multe momente foarte frumoase de-a lungul timpului, dar împreună cu colegii am luat decizia de a construi Academia. Adler Academy înseamnă mai mult decât o academie din punctul meu de vedere. Din ce cauză? Pentru că pot să spun așa, chiar sunt și emoționat când mi-aduc aminte, chiar aseară vorbeam cu niște oameni foarte, foarte mari, pot să zic, când au spus cuvântul Academie, au spus wow, ce înseamnă asta Academie? Și majoritatea ne consideră pe noi ca și academicieni, dar Academie înseamnă unitate din punctul meu de vedere și după cum este și motul nostru, noi împreună dezvoltăm personalități, adică pe mine m-a dezvoltat foarte mult. Cum ai căpătat încredere în tine și cum au căpătat ceilalți încredere în Academie? Ok, să fac o scurtă prezentare a poveștii mele. În urmă cu 3 ani și ceva am cunoscut această Academie, pot spune. L-am cunoscut pe Sebastian, unde el a fost omul care m-a inspirat și împreună cu care m-a inspirat. Și de-a lungul timpului, după cum am și spus, am luptat pentru a ajunge la acest nume al Academiei. Încrederea mine am primit-o prin acțiunile pe care le făceam, pentru că noi ca și Academie ajutăm foarte mulți oamenii de a se integra, în primul rând, cât și ce ține despre sistemul financiar. Cam atât pot spune în momentul. Adică voi sunteți ajutați într-o instituție financiară? Exact. Cum, ce și faceți mai exact pentru români? Ca idee, tot ce ține de integrarea românilor, în primul rând. De la un simplu fapt de a ajuta de a se integra și de a se informa, ce înseamnă sistemul financiar în Germania și sistemul de educație civică, în primul rând. Zilnic ne calcă pragul, mai ales în biroul din Berlin, de exemplu. Foarte mulți oameni, când vin în Germania, prima oară au nevoie de integrare și de informare. Și cât pot să spunem, și voluntariat în același timp. Și apoi, de la un simplu sfat, oamenii prind foarte multă încredere în noi, în primul rând, și ne recomandă mai departe. Putem să-l auzim și pe Mihai Dobrie cu povestea lui legată de Academie? Da, pot spune că Adler Academie este familia mea. Este rostul meu de a mă trezi în fiecare dimineață, de a merge la muncă. Este viitorul familiei copilului meu și copilor care se mai iau. Este sensul meu al vieții care mi l-am găsit. Mi-am dorit de mic cu fotbalul să am o carieră. Să n-am reușit în direcția fotbalului, dar m-a ajutat foarte mult disciplina din fotbal să pot să implementez aici în această meserie de finanțe.
Noi suntem puțin mai mult, ne considerăm că suntem puțin mai mult decât finanțele obișnuite, pentru că aducem o mentalitate de sport, de unitate împreună. Nu ne uităm ca banii să fie motivul principal între noi. Și de aceea pot spune că Adler Academy este familia mea, pentru că, după cum ați și văzut, această oportunitate a venit directă lui Alexandru Asaftei, care el a reacționat exact ca o frăție de a fi împreună cu toți ceilalți lideri, care noi singuri ne-am format aceste titluri de antrenori, de lideri în Academia care ne-am făcut-o. Și totodată numele Adler vine de la Vulturul, care în 2016, împreună cu patru oameni, dintre care atunci era și Sebastian Preda, am reușit doar după un an de zile, de la șofer de pizza, lager, livrator de pizza în România, să reușim să luăm primul loc pe Germania, într-o firmă de finanțe, cea mai bună, prima firmă care s-a inventat, și să reușim noi românii, pe limba română, doar un an mai târziu. Normal, ca în orice țară, cam trei ani de zile sunt cei care înveți, este practic timpul de ausbildung, de creștere. Noi am reușit după un an să putem să ridicăm practic deasupra capului un vultur mare de aur, care de acolo am spus noi gata, Adler, vultur reprezintă putere, înălțime, țintește sus, nu stă pe la orice nivel. Și noi ne-am orientat după aceste valori ale vulturului, al aurului, care l-am și primit în 2016. Și de atunci toți au pus suflet în acest logo care l-am format, acest brand, și îl ducem mult mai departe. Ionel Hărăcuț. Și pentru mine Adler Academy reprezintă mai mult decât o meserie în sine sau o carieră. Reprezintă tot așa o familie, însă mai mult decât atât reprezintă un stil de viață. La fel și eu, datorită acestei academii, am un țel pentru care știu că mă trezesc dimineața. Muncim împreună aici ca și o echipă, ne sprijinim unii pe ceilalți și, într-un cuvânt, așa cum a spus și Mihai, chiar suntem o familie. Asta reprezintă pentru mine Adler Academy. Totodată, mie, chiar și din România, am fost pe principiul acela de a ieși în evidență acolo unde muncesc, de a pune 100% sufletul acolo, de a fi promovat, de ce nu, la un moment dat. Și aici, prin această academie, prin această firmă, chiar am ocazia ca o idee pe care o am să o punem la masă, să o discutăm, să o dezbatem și să o putem implementa. Ceea ce, muncind înainte, în partea de jos, aici în Germania, nu am avut ocazia să fac ceea ce îmi doresc, să vin cu o idee de îmbunătățire a locului de muncă, a celor din jurul meu, al meu totodată, dar prin această academie și prin această firmă mi se demonstrează că chiar putem face mai mult cu viața noastră. Sebastian Preda, ce înseamnă Adler Academy pentru tine? În primul rând, pentru mine înseamnă o familie. Ideea este că cu cât ești mai unit, cu atât ai mai mult de câștigat. Ceea ce în branșa finanțelor nu este normal. Acum, voi, locuind în Anglia, în Germania, sistemul financiar e un pic diferit. Orice persoană are nevoie de un consilier financiar. Practic asta suntem noi ca și meserie. Și noi am reușit să creăm o academie în cea mai mare firmă de finanțe din Germania și să o aducem și ca și cea mai bună echipă. Iar asta am făcut-o doar prin unitate. Asta oamenii trebuie să înțeleagă și ce a spus și Mihai, am adus mentalitatea din fotbal aici. Cu cât ești mai unit, cu atât ai mai mult de câștigat. Cu alte cuvinte, voi vă puteți extinde și puteți să și primiți în interior pe alții? Asta vreau să și asta urma să și spun. Ceea ce facem noi oferim oamenilor o practică. Ce înseamnă această practică? 6 săptămâni de zile de cursuri în care ai în fiecare marți, în fiecare miercuri și joi, cursurile respective, să vezi dacă te-ai potrivit pentru această meserie. Trecând de aceste 6 săptămâni și intrând în acest Ausbildung, cum se numește în Germania, poți să devii, adică ieși cu o meserie cu acte recunoscute de statul german. Adică examenele ți le dai la statul german. Deci doar că oamenii trebuie să încerce, cum și eu am zis, ok, vreau să încerc. Am făcut științe politice aici, domeniul finanțelor, diferență de la cel la pământ. Și am încercat și a fost super interesant pentru că se leagă cu ce am spus mai devreme. A fost pentru prima oară când am simțit să zic, mamă, e luni, abia aștept să merg la birou. Sunteți consilieri financiar doar pentru români sau și pentru... Nu. Pentru oricine. Pentru absolut oricine.
Noi, normal, oamenii, noi suntem obișnuiți să spunem, aoleu, e luni, trebuie să mă duc la muncă. E, și aici am cunoscut sentimentul, e luni, abia aștept să merg la birou. Da, sună foarte bine. Trebuie să facem o academie și noi aici, și la Londra, neapărat. Samuel, Sabo. Te așteptăm la noi să ne înveți. Așteptăm, mare drag. Samuel, Sabo, te rog, ce înseamnă pentru tine Adler Academy? Vă așteptăm noi pe voi în Germania, mare drag. Nu spune de două ori că nici nu știi ce se întâmplă după Brexit. Așa, ca atât te așteptăm. Da, Adler Academy pentru mine, ca să nu mă înțeleagă cineva greșit, este locul în care, egal ce studii ai, că ai profitat de oportunitatea de a-ți da bacalaureatul, de a-ți lua examenele sau de a face o facultate, sau dacă, datorită anturajului, ai fost mai distrat, nu ai avut focusul pe a face aceste studii, ți se dă o șansă în viață. Mie mi s-a dat șansa în această academie și nu academie, ci și prin firma respectivă, DCFM Rusberatul, să pot să recuperez din spate ceea ce am pierdut neatent fiind. Și este locul în care, într-adevăr, te poți dezvolta personal. Atât personal, dar cât și financiar. Am avut această idee împreună cu ceilalți patru colegi ai noștri, ai mei, practic, să dăm posibilitatea acestor oameni de a spune, ok, până acum am fost puțin atent sau datorită anumitor impedimente ale vieții, nu am reușit, dar acum sunt eu persoana care decide să schimbe cursul istoriei. Cursul istoriei familiei mele și totodată al meu personal. De aceea, eu, intrând aici, probabil s-a auzit și în video de prezentare, am fost și sunt genul de om care spun, decât să-mi pară rău că nu am încercat, mai bine să-mi pară rău că am încercat. Nu știu cei care ascultă, audiența care este acum la ora actuală, dacă sunteți în Germania și eu aș fi în locul vostru, aș merge exact pe această premiză. Decât să-mi pară rău că n-am încercat, mai bine să-mi pară rău că am încercat. Pentru că nu costă absolut nimica decât timpul și dedicarea ta. Cu alte cuvinte, tu ai fost oaia neagră a Academiei. S-ar putea spune, și așa. Am fost un om care am fost și premiat în școală, îmi plăcea să învăț, dar am fost și cel care unde exista o boacănă sau se făcea un rău, eram prezent. Trebuia să le încerci pe toate, da? Exact. E o bună oportunitate de dezvoltare atunci când oameni cu personalități diferite se întâlnesc și își pun împreună ideile la treabă și iată că ies lucruri bune. Spuneți-mi, vă rog, dacă voi, după ce faceți aceste cursuri cu câte o serie, urmăriți parcursul celor care au trecut prin cursurile voastre și dacă aveți un feedback de la cei care au trecut de-a lungul timpului prin aceste cursuri. Dacă am terminat, eu pot să încep eu. Okay. Când am început acest proiect, am început 9 persoane stabil, adică s-a pus ideea pe foaie și am pus o întrebare și din toate persoanele care au fost, 9 au spus da, vrem să începem. Din aceste 9 persoane, 5 suntem cei care suntem de față, iar de la aceste 9 persoane, dacă nu greșesc, numărul celor care sunt în această academie acum, din martie, mai exact până acum, trece de numărul de 103 persoane, iar persoanele care au absolvit această academie, pentru că sunt mulți care intră, dar nu toți reușesc, clar, sunt peste 40 de persoane, acum ar trebui să atingem numărul de 50 de persoane. Și asta nici într-un an de zile. Deci asta este cel mai bun feedback din punct de vedere statistică. Pentru că dacă ar fi să întrebăm pe fiecare om, toți ar spune da, este super, dar noi ne uităm la rezultate, ne uităm la statistici. Iar statistica spune numărul de 40-50 de persoane care au absolvit această academie și deja poate să înceapă această meserie ca și Hauptberuf, cum se spune în Germania, adică doar această meserie. De la oameni care, exact cum am fost noi, livratori de pizza, curățenie, medici chiar sau asistenți, să facă doar această meserie de finanțe, ceea ce este genial. Și aș putea să adaug la vorbele lui Samuel,
la întrebarea ta, Geo, pe lângă cei care nu reușesc această practică, au încercat și după cele 6 săptămâni sau poate să se prelungească o săptămână din cauza unor probleme sau ceva de genul, au plecat de aici și și-au schimbat direcția. Chiar râdeam cu băieții într-un timp și spuneam, cred că noi trebuie să începem să cerem bani la seminarii. Îi învățăm pe degeaba, nu le luăm niciun ban și pleacă de aici și vezi. Dar atunci era sub formă de glumă, că noi ne bucuram, îi deschide o firmă, se bagă într-un auspiciu, adică o școlarizare. Ideea care este? Ei în 6 săptămâni reușesc să schimbe direcția aici. Pentru că marea majoritatea oamenilor, mai ales în Germania, sunt blocați mental. A, dacă n-am studii aici, nu pot să lucrez în aia, nu pot în aia. Și cunoscându-ne pe noi, trecând prin această sită, ca să-i spun așa la noi, marea majoritate i-am văzut după cu drag că și-au deschis o firmă și încearcă să facă ceva. Adică vor mai mult de la viață, nu să rămână doar simpli angajați. Categoric, feedback-ul negativ e constructiv. 100%. Deci avem și feedback, trebuie să avem și feedback negativ, nu? Ați avut, cred, e imposibil. Sincer să fiu, partea de negativ, ce ține pe rețeaua de socializare, chiar nu avem. Nu ne-a înjurat nimeni, nu ne-a vorbit nimeni de rău, asta chiar e foarte bine. Era de așteptat atâta vreme cât sunteți în piață și continuați să vă exact. Dezvoltați, e clar că aveți feedback-ul pozitiv. N-am auzit pe fiecare vorbind despre asta. Sigur că aveți foarte multe idei încă de pus în practică. Și nu știu dacă e posibil să ne spuneți, dar un plan de acțiune imediat în ce privește Academia. Dacă e în favoarea concurenței voastre, nu o spuneți, dar dacă puteți să devolați ce ați gândit pentru viitorul imediat al Academiei, vă rog. Alex, ne auzi? Da, eu vă aud, dar îl putem lăsa pe Mihai. Că... ok, hai să lăsăm pe Mihai să spună ceva. Lăsăm pe Mihai să vorbească. Da. Continua și eu. Da, deci planul există lună de lună la noi, ceea ce îmbunătățim. Avem câte două ședințe liderii în care de multe ori ne ducem într-un uptime unde back office. Am creat un departament. Avem un departament, da, un departament pe limba română și germană împreună pentru clienții noștri. Împreună avem peste 4700 de clienți, care 95% sunt vorbitori de limba română. Acești oameni, dacă ar fi la o firmă nemțească sau la un neamț, ar trebui să vorbească pe limba germană. Totodată, când ar suna la o instituție, ar trebui să se reprezinte pentru un număr de asigurare. La noi, în schimb, când suni, noi când ne prezentăm prima dată la client, îi oferim o carte de vizită în care explicăm, în cazul că ai probleme, ca să poți rapid să beneficiezi de banii care trebuie să-i primești sau să fii informat cum trebuie, până când să te pui în gura lupului direct la asigurarea principală, ai două persoane puse la dispoziție, doar că ești client la noi, care să te sprijine. Poate că în cazul noi suntem într-un termin, nu putem să răspundem, îți oferă aceste două persoane plătite de noi aceste informații. Pe lângă, acum am creat și un departament pentru noi oameni. Avem săptămânal peste 50 de cereri de oameni care vor să se înscrie, care vor să intre. Totodată aici acum chiar oferim oamenilor, pe lângă partea de antreprenoriat, noi căutăm acum 2-3 persoane care să le angajăm la noi pentru a prezenta beneficiile și exact ceea ce oferim noi în privat, unul la unul, să îi se răspundă la întrebări de către 2-3 persoane despre ce este vorba la noi, să știm exact dacă face pasul ăsta sau nu. Pentru că am creat o platformă online unde oamenii să nu riște nimica. Adică, cum a spus și Samuel, parcă s-au sebi, timpul și dedicarea. Adică am făcut în așa fel încât ai și live cursuri de la tine de acasă, ai și înregistrate, ai și materiale pe limba română traduse de către noi, din germană, în română, să poți să înveți finanțe. Deci tot ce practicăm în Academia asta este luat din germană, tradus în română și adaptat la românul din străinătate. Pentru că românul din străinătate, din experiențele noastre și chiar și dintr-un oraș în altul mai mare, nu gândește la fel ca românul din țară. Iar noi proiectele acum ne tot adaptăm pe tehnologia, suntem foarte buni câțiva dintre noi și pe partea de IT
și îi ducem pe oameni, cu toate că mai ales noi românii nu prea suntem noi toți obișnuiți cu e-mail-uri, cu toate lucrurile astea de la Microsoft, de exemplu, care muncim noi, și le creăm o disponibilitate mult mai ușoară de a sta la ei acasă în timpurile astea cu pandemia acum, încât să le ofere o analiză financiară gratuită de acasă, el să stea poate pe telefon sau tabletă, să-l informăm. Acum se adaptează marketul foarte mult, sunt foarte multe legi în Germania care se duc anumite taxe din partea statului, iar oamenii aceștia, mai ales românii, nu știu de unde să-și ia informațiile astea. Iar noi avem oameni care sună, toți clienții, pentru că sunt foarte mulți, în care se informeze rapid, uite, poți să beneficiezi acum de bani ăștia, acum poți să faci asta. Deci punem foarte multe lucruri la dispoziție prin tehnologia, prin anumite link-uri care sunt făcute pe limba română, să poată repede să-și încarce poate un fluturaj de salariu, încât cineva din back-office, din departamentul de pe limba română ce l-am creat noi, să îi se răspundă ca banii să intre cât mai repede după un accident, după un beneficiu, ca nu să nu mai vadă românul doar asigurarea mea banii și eu nu beneficiez de nimica, ci noi vrem să ducem la un nivel, băi, asigurarea într-adevăr are bani foarte mulți, tu într-adevăr ești un om din masă care câștigi mediu, dar tu trebuie să beneficiezi de banii care plătești. Și dacă este dreptul tău, noi ne vom lupta. De multe ori avem o zicală noi cu nemții când vorbim pentru românii noștri să le scoatem banii pe accidente. Domne, dar omul nu știe limba germană și majoritatea din departamentul lor de nemți spune: domne, dar nu ne interesează pe noi, a venit în Germania, trebuie să învețe limba germană, ce ne interesează pe noi? Domne, dar n-a știut, domne, să citească brief-ul la scrisoarea aia. Vă rog eu frumos, hai să-l ajutăm să-și ia banii, că după aceea ne vorbește numai de urât și nu-i bine, hai să facem un om fericit, pentru că noi suntem mari, el e totuși un om care câștigă 2000 și hai să-l ajutăm. Și chiar de lupta asta noastră care o oferim pentru clienții noștri ajută foarte mult. Și oamenii sunt fericiți la sfârșit când văd că le intră banii în cont și că nu doar plătesc cu asigurare ca să li se ia banii, cum suntem recunoscuți ca și asigurări majoritatea, și noi le luptăm transparent și le obținem banii clienților ca să fie fericiți. Cum vă percep instituțiile cu care lucrați din Germania, dat fiind că scopul vostru de a-i sprijini pe cei care au nevoie de ajutor, s-ar putea ca la un moment dat să interfereze cu interesele lor financiare. Aveți o colaborare bună? Îi simțiți puțin reticenți? Cum e legătura cu ei? Asta este o întrebare foarte, foarte bună și eu am testat asta pe propria mea piele. Eu când am început în această companie, mi s-a spus de către prieteni apropiați care au fost născuți aici, români, sași, șvab și așa mai departe: tu nu știi limba germană, tu nu vei putea face așa ceva, vei deveni un martor de-a lui Jehova. Scuzați cei care poate sunteți pe aici, nu am nimica, dar așa mi s-a spus. Vei bate din poartă în poartă și nu vei rezolva nimica. Persoana care mi-a spus acest lucru a încercat să rezolve o astfel de problemă cu compania timp de 2 sau 3 zile și n-a primit niciun rezultat. În momentul când eu eram deja intrat în această companie, în Deutsche Vermögensberatung, și am sunat, în nici 5 minute am rezolvat problema. Acum, persoana asta care știe germană la perfecție versus eu, un român venit care nu știa să zică nici guten Abend la începuturile mele în Germania, datorită firmei Deutsche Vermögensberatung, în momentul când sunăm noi ca și consilieri, noi nu suntem simple numere pentru ei, ci suntem persoane care, sau cu ajutorul cărora, ei primesc aceste contracte. Și întotdeauna când noi sunăm la aceste firme, partenere de ale noastre, în cazul de față Generali, metoda de rezolvare sau timpul de livrare este mult, mult mai rapid. Am testat încă o dată, m-am dat direct client, persoana din celălalt capăt avea o atitudine foarte reticentă și nu era deschisă în a-mi rezolva problema. Iar în momentul când am spus: ja, hallo, zabau bin ich von der Firma Deutsche Vermögensberatung. Ah, hallo, Herr Zabau, was soll ich für Sie tun? Ce pot să fac pentru dumneavoastră? Doar când au auzit numele și unde lucrez, a devenit mult, mult mai cooperantă. Puterea care a investit-o Deutsche Vermögensberatung în noi, puterea care o are în market Deutsche Vermögensberatung, este inexplicabilă. Și da, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este: nu avem probleme cu astfel de cazuri. Da, apropo, aici am ceva experiențe interesante care clar se întâmplă, pentru că ei sunt niște angajați în centrală și dacă poate nu s-a înțeles cu soțul sau soția mai bine, au avut o problemă, ei în funcție de asta cam îți răspund la telefon și îți dă și răspunsurile. Și avem un truc
că de-aia spunea și Sebi, mulți pleacă de la noi cu mintea mult mai deschisă pentru că noi învățăm aceste trucuri. La un moment dat am și o problemă cu un client care dacă n-a plătit la zi și el a amenduit și ADN-ul, adică a zis am făcut accident, dar nu era plata făcută, în teoria CHB-ului din Germania zice nu ești acoperit, nu putem să-ți dăm bani. Acum sun și na, știu situația, cum îmi spune clientul, și am zis, mamă, trebuie să dau de cineva care să mă ajute. Și de multe ori luăm după voce. Dacă vedem că răspunde o persoană de acolo și e puțin mai supărată, la un moment dat ce am văzut că nu prea are chef să mă ajute, închid telefonul și sun încă o dată. Când am sunat încă o dată și am dat de persoană care te ia cu un zâmbet, așa, parcă pe telefon, îl simți, a, doamna Miulor, ce bine îmi pare. La un moment dat sunt vreo 20 de angajați care tot dau de noi pe regiunea asta. Și la un moment dat devine o relație între tine. Tu nu ești doar un număr, cum zicea Sami, ești Dobrie Mihai, ești Unel Hercus, te știe și zic, ei știu că practic ei salariul îl iau de la noi. Noi suntem outsourced, noi suntem externi. Noi ne ducem, suntem pe luptă, noi aducem clientul pe teren. Iar ei practic sunt cei care plata o fac din acești clienți care îi aducem noi. Noi suntem foarte importanți pentru ei. Și de aceea de multe ori trebuie să ne și ajute, pentru că șeful nostru a cumpărat în 2018 Generalii de Germania. Firma Deutsche Vermögensberatung a făcut parteneriatul cu Generale și a spus doar noi vom face, vom cumpăra angajații, șeful nostru a cumpărat și automat când sunăm noi, ei știu practic că suntem de la cea mai bună firmă și avem această putere pentru client să-l ajutăm. Ce vreau să vă întreb, cred că începem cu Alex, întrebare mai importantă așa, voi credeți că există scurtături spre succes sau se merge pe drumul obișnuit? Wow. Alex, devalează secretul. Wow. Noi ne cunoaștem mult mai bine, Cati. Da, suntem prieteni. Eu nu cred că există scurtături. Cei cu scurtături nu duc mult. Din punctul meu de vedere, necesită foarte, foarte multă muncă. Dar să fac așa un rezumat, de cât timp sunt în Academie și de cât timp sunt în Germania, în primul rând, tu m-ai întrebat pe mine la început despre încrederea în tine. Încrederea în tine ți-o capeți prin exemple care au dat colegii mei atunci când tu ai puterea de a decide ce se întâmplă cu clientul, cum poți să ajuți clientul, cum poți să ajuți seminii tăi. De exemplu, toți care vin în academia noastră, automat ei pleacă mult mai smart, mult mai deschiși, mult mai open mind. Și asta îți dă o putere extrem, extrem de mare în interiorul tău. Pot să spun cu mâna pe inimă, aseară mi-au călcat pragul doi avocați cu experiență de 40 de ani în Germania, în care am citit și am și un mesaj care mi-a zis că vă admir foarte mult pentru ceea ce faceți, aveți un elan foarte, foarte mare și respect pentru munca pe care o depuneți. Eu personal credeam că doar noi, ca și consultanți, avem o muncă destul de grea, să zicem, dar de fapt nu, toată lumea are o muncă grea dacă vrei să ajungi la succes. Iar succesul se simte, succesul lasă urme. Și succesul te definește pe tine în funcție de ceea ce faci. Ce bine ar fi să se ia succesul cum să ia COVID-ul, știi? Se ia la Academie. E un subiect care nu cred că am dorit să-l deschidem. Nu, am discutat și cu avocații de COVID, pot să spun așa, și nici ei nu cred. Și cam atât. Da, succesul se ia în Academie, așa e? Se molipsește lumea. Se molipsește. Succesul lasă urme și succesul te ajută. Îți dă o stare de spirit. În momentul în care ai încredere în tine, tu ca persoană, automat poți să oferi și celuilalt. Dacă tu nu ai încredere în tine și în ce faci, nici celălalt nu o să te perceapă și nu o să aibă încredere să meargă mai departe în această academie exact. Voastră. Eu am un motto, este motto-ul meu personal, adu-ți aminte cine ești înainte să spună alții cine vei fi. Dacă ți-aduci aminte cine ești tu, ca și om, n-are cum. Și clar, cum s-a mai discutat și mai devreme, există și puțin hater, dar na, fiecare, când ești prea bun, deranjezi pe oameni, din punctul meu de vedere. Înseamnă că ai avut și momente în care te-ai simțit în locul nepotrivit sau în momentul nepotrivit? Pot să spun, dacă ar fi doar de oameni normali, da, am avut momente de genul, dar în instituții niciodată. Cum, pentru că întotdeauna, scuză-mă, te rog, continuă. Întotdeauna, chiar dacă noi suntem ca idei, ca români în Germania, avem aceleași drepturi legale, din punctul meu de vedere, și constituționale, și este o firmă foarte mare în spate. Egal.
unde te prezinți. Cum se petrece primul contact al celor interesați cu voi? Practic, cum vă găsesc și cum începe colaborarea cu voi? Primul contact începe din recomandare. Noi mergem foarte mult pe partea de recomandări. Oamenii sunt foarte entuziasmați și mulțumiți de ceea ce facem noi și ei ne recomandă din gură în gură. Cea mai bună recomandare este din Viugrai. Sau vă referiți la partea de a intra în academie, nu ca și client? Da, în mod deosebit la aceasta mă refeream, pentru că evident, sunt oameni care trebuie să afle lucruri despre care nu știu. Vorbeați mai devreme despre integrarea în societatea germană, care nu este neapărat una ușoară și, evident, date fiind diferențele culturale, sunt cu siguranță multe piedici. Cei care intră în academie, adică în partea de practică, sunt invitați la un seminar. Și acest seminar, practic, reprezintă de dezvoltare personală, alții vin să se motiveze, unii vin cu firme ca să poată să-și crească firmele, să-și fure idei de la noi, iar cei care au interese intră la un interviu, un mini-interviu, nu pot să-i spun interviu, pentru că interviul principal are loc după cele 6 săptămâni. Iar după ce persoana respectivă, pentru că avem un angajat care face interviurile respective, primește răspunsul la academie maxim 24 de ore, dacă a fost acceptat sau nu și dacă el poate să îndeplinească cerințele noastre. Dar cum află de voi? Sunt oameni români care nu vă cunosc. Eu îl cunosc personal pe Alex de câțiva ani, dar altfel n-aș fi știut de voi sau nu aveam. Cum află un om care intră? Până astăzi, pentru că deja din cauza noastră veți fi foarte cunoscuți. Și... Da. Cum... Pe mine asta mă interesează. Cum află lumea de voi? Aici se leagă și un pic ce a spus Alexandru, recomandarea. Marea majoritate ne urmăresc pe Facebook, dar pe lângă partea de Facebook merge din gură în gură. Asta este și cel mai important și de aceea ce ține de pagina noastră de Facebook. Noi n-am ales să facem reclamă în direcția finanțelor, asigurărilor, pentru că am considerat-o o reclamă ieftină și am ales să facem reclamă cu succesul nostru. Ce a spus și Mihai, că am ieșit cei mai buni din Germania, sponsorizăm 2 magazine românești, campionul Germaniei la box, la super mijlociu, 2 echipe de fotbal din ligi mai de sus. Adică am încercat să arătăm oamenilor succesul nostru. Și prin acest Facebook și recomandarea de la din gură în gură, am reușit să ne facem foarte cunoscuți. Și oamenii practic apelează singuri la noi. Ați apelat la acest obicei dacic al al transmiterii pe cale orală, că noi suntem cumva văduviți, că strămoșii noștri nu ne-au lăsat nimic scris. Da. Dar uite că se dovedește că are eficiență, da? Cel puțin în partea asta de afacere. Ce începusem la debutul acestei emisiuni, în ideea de a vă cunoaște, devine deja un moment depășit, pentru că, iată, energia voastră ne-a transpus în ceea ce faceți, simțim deja cumva că ne-am împrietenit. Și, da, și toată lumea se gândește de acum la succes. Ați vorbit despre succes și aș vrea să vă întreb cum îl definiți voi, din perspectiva voastră, a celor care faceți acest lucru, care l-ați întâlnit și cum îl vedeți pentru cei care vin la voi? Adică ce ar însemna succesul pentru fiecare într-o definiție, să zicem, generală? Aici, dacă pot să intervin eu, mi-e place foarte mult analogia aceasta. La seminariile pe care le țineam, o făceam și oamenii îmi spuneau că un feedback foarte bun. Noi ca și oameni am fost creați de Dumnezeu pentru a fi fericiți. Asemenea unei păsări care a fost creată să zboare, tot la fel de bine ea alege să și umble pe pământ. Vă dau de exemplu porumbei din Timișoara, sau nu doar din Timișoara, din marile orașe, Brașov. Dacă cunoașteți acești porumbei care nu zboară decât dacă dai cu piciorul după ei. Dar ei aleg să stea acolo pe pământ și să aștepte acele firimituri, da? Avem și păsări, când vorbea Mihai despre vulturi, care pe vulturi îl vezi mai mult în zbor.
La fel și noi oamenii suntem creați pentru a fi fericiți. Nu suntem creați pentru a avea o viață plină de eșecuri, ci pentru a trăi succese, pentru a fi bucuroși, împliniți și așa mai departe. Dar prin acțiunile pe care noi le facem sau acțiunile pe care noi zi de zi le luăm, alegem să fim nefericiți, exact asemenea păsărilor sau porumbeilor din centru, este alegerea lor, impropriu spus alegerea lor, de a merge pe pământ. De aceea eu văd succesul ca pe un must, trebuie să ai, trebuie să trăiești acest succes, dar acest succes depinde foarte mult de alegerile pe care le faci în fiecare zi. Noi suntem învățați în această, am fost învățați în această echipă cât de important este dimineața când te trezești, 30 de secunde să stai, să te gândești, să-ți planifici ziua și să spui, astăzi, egal ce va interveni, eu voi avea succes. Astăzi, problemele care mi se pun în față, eu voi trece cu succes peste ele și nu mă voi uita la problemă, ci o să caut rezolvarea ei. Așa văd eu succesul și consider că succesul este pentru fiecare om care este pe acest pământ, nu doar pentru o anumită categorie și acea categorie să fie mică de oameni să aibă succes. Un răspuns foarte bun. Practic, da, fiecare își definește succesul. Din punctul altora de vedere, ar spune că voi ați avut șansă. Ați avut șansă sau ați ratat câteva șanse? Ce șanse dați și celorlalți? Trei întrebări într-una. Nu știu dacă dacă sunteți la curent sau dacă telespectatorii sau spectatorii au auzit de acest film, Secretul, documentar mai bine spus. Ideea e că tot ceea ce ne dorim noi, Dumnezeu, Universul, Karma, Buddha, cine vreți, la un moment dat mi se va pune această șansă în față, dar de cele mai multe ori eu am trecut pe lângă această șansă fără să-mi dau seama. Vă dau un exemplu. Când a venit Mihai la tatăl meu, care era supărat pe contractele care le-a avut, invitația care mi-a făcut acest seminar, dacă eu nu i-aș fi spus da, astăzi nu eram aici. Poate am mai avut ocazii de genul și sub alte forme, dar nu le-am dat importanță. Noi ca și oameni sunt conștienți și convins 100% că Dumnezeu, Universul, îți pune aceste șanse dacă îți dorești. Dar nu trebuie doar să îți dorești, trebuie să și acționezi. Iar ca să răspund și la partea din întrebările pe care le-ați spus, da, dăm șansa tuturor, nu ne uităm la ce studii ai, nu ne uităm cum arăți, nu ne uităm ce putere financiară ai, ne uităm doar la ceea ce îți dorești tu și cât ești dispus să investești din timpul tău pentru succesul tău. E mult. Adică mult mie îmi păreți niște bătrâni așa, da. La vreo 50 de ani. E mult. Acum câteva zile. E mult ca informație, cum spuneam, din partea unor tineri care par să aibă o poveste de viață foarte lungă. Adică mergem, în orice caz foarte consistentă. Mergem și noi dacă... Da, ne ajută Brexit-ul. Intrăm, da, și noi, ne ajută Brexit-ul, ajungem la voi, ne primiți în Academie, n-aveți ce să faceți. Da, și o să fi bucuroasă că ar veni forță de muncă proaspătă. Fără nicio problemă. Păi, o să începem cum spuneați voi, că trebuie început, cu măturatul, cu șters praful, cu lucrurile astea. Nu te-ai săturat de șantier, păi o luăm la capăt. Păi. Nu mai este nevoie acum, pentru că am creat o academie. Am creat noi un concert. Unde praful se șterge singur, unde nu mai e cazul să se măture. Tot este automatizat. Acum da. Suntem în era de automat. Discuția cu voi este una foarte, foarte interesantă și entuziasmantă. Până la urmă, cum spuneați, dacă există oportunități și profiți de ele, dacă te implici în ceea ce crezi a putea fi oportunitate pentru tine și îți pui energia în acest sens, până la urmă, Universul va concura și îți vor apărea și oportunitățile favorabile, să le zicem, și se atinge succesul. Da? Nu contează domeniul, până la urmă, dacă se întâmplă să fie cel financiar, e foarte bine, dacă nu, în alt domeniu. Dar, în orice caz, poți să-ți faci viața mai frumoasă, profitând de șansa pe care o ai și încercând să o duci mai departe, adevărat? Exact.
Corect. De acord. Și aici, marea problemă a oamenilor este că le e frică să încerce. Și nu mă refer strict la meseria noastră, ci oriunde. Exact ceea ce ai spus și tu, Geo, trebuie să cauți să ți se deschidă acele porți. Poți schimba un mic lucru în viața ta. Nu trebuie marea cusarea să fie schimbarea. Și poți să începi de la drumul tău, că de acasă până la locul de muncă. Pur și simplu nu mai lua pe unde o iei în fiecare zi. Ia-o pe alt drum, că poți să întâlnești pe cineva, poate să ți se deschidă o poartă. Doar că acele porți trebuie să se deschidă căutându-le. Și nu ai cum să faci asta stând acasă sau terminând munca la ora 5, te-ai dus la magazin și te-ai dus acasă cu soția, copiii sau singur sau fiecare cum e. Acționează și automat Dumnezeu îți va da. Noi ne spunem Dumnezeu, eu sunt ortodox și sunt o persoană foarte credincioasă, fiecare poate să zică cum vrea, cum a zis și Sami, Buddha, Universul, Allah, și mai departe. Da, e un celebru filosof, să zicem psiholog, ce-o fi el pe internet, Joe Dispenza, care spune la fel că trebuie să faci lucrurile diferit așa încât să nu intri într-o rutină, pentru că rutina nu aduce progres. Ieșind din rutină, practic, și voi faceți ca orice alți oameni, program zilnic al vostru, personal, înainte de a ajunge la muncă, după ce ieșiți de la muncă. Cum este o zi a voastră? Că până acum am vorbit despre ce înseamnă să fii în academie. Cum e o zi privată? Privată? Privată, a voastră. Ce faceți voi în timpul vostru liber, altfel spus? O întrebare grea. Da, trebuia să vină și o întrebare grea, pentru că până acum ați fost în elementul vostru. Aici avem probleme toți acasă, cu prietenele, soțiile, aici e marea problemă. Nu ne ascultă, nu ne înțelege. Și nici nu vă văd acum, așa că puteți să spuneți absolut orice. Asta e bine, dacă nu ne-ar vedea e bine. Problema e că nu prea dați spre acasă, aici e toată problema. Vedeți? O doamnă care știe ce înseamnă problema. Da, da, exact. Dar sigur aveți, să fim pe înțelesul tuturor, și voi vă distrați ca oricine altcineva, aveți corect. Timp liber. Am văzut în filmulețul de prezentare că sunteți la un bazin de not, o piscină, că sunteți la o saună, poate că sunteți undeva unde aveți nevoie de un timp doar pentru voi, ca să vă recuperați fizic și mental. Cum vă relaxați? Prin muncă. Ei, hai! Sună ciudat ce spun acum și nu e clișeu, dar într-adevăr eu, dacă ar fi să ajung ca un om normal la ora 18, ora 19 acasă, nu știu, nu sunt în elementul meu. Eu trebuie să ajung de la birou seara târziu și să plec dimineața devreme. Pentru că, nu, exact cum am spus la început, în momentul când faci ceva ce îți place, nu mai simți că muncești. Ori noi, ceea ce facem, nu că ne place, suntem îndrăgostiți de ceea ce facem. Ce putem spune că nu avem în meniul zilei este această rutină. Pentru că de fiecare dată intervine ceva. Ori discuții personale cu managerul, discuții personale cu partnerul, discuții cu clienții, termine noi. Tot timpul este ceva de făcut și nicio zi nu este egal cu cea de mâine sau asta cu cea de ieri. Dar e clar, am aflat care dintre voi a fost obligat să participe în filmulețul ăla cu sauna, cu notă. Bănuiesc că sunteți și foarte motivați financiar, altfel nu ați rămâne în proiectul ăsta. Aia e o întrebare bună aici. Cu siguranță, da. Asta e de bine, nu e de rău. E un lucru bun. Adică... În orice caz, mă așteptam ca unul dintre voi să-mi spună, domnule, mie îmi place foarte mult să călătoresc, nu prea am timp, e adevărat, dar când am timp, mă duc să văd cele... Uite, vă dau un exemplu eu de la mine, ce a însemnat o zi de relaxare pentru mine duminica trecută. Noi de obicei în weekend lucrăm foarte mult și țelul nostru, într-adevăr, este ca să nu fie o continuitate. Perioada asta poate durează 4 ani, 5 ani de acum încolo, dar după aia nu va mai fi. Și o zi de duminică, la ora actuală, de aproape 5 ani în această meserie, am zis, gata, mi-au liber. M-am trezit dimineața, mi-am făcut micul dejun, prietena a avut treabă, a trebuit să plece și am zis, ce fac eu duminica? Liber. Zic, prima oară mă duc puțin pe la birou, m-am îmbrăcat sport și tot la birou am venit, am stat 2 ore, mi-am aranjat niște lucruri, mi-am făcut puțină treabă și după m-am dus să mănânc ceva.
Deci cam asta a fost o zi liberă pentru mine. Relaxare. Ne sperii. Da. Dar oricum, n-am reușit să smulgem de la voi ce faceți în timpul liber. Cumva trebuie să vă convingem să ne spuneți, pentru că altfel se va înțelege că succesul înseamnă o muncă perpetuă, fără pauze, și sunt convins că undeva trebuie să existe și la voi nevoia de recuperare. Adică, vreau să clarific mai înainte acest lucru. Exact ce a spus dumneavoastră, că se vede în video, că noi am mers la o piscină, la o saună, dar am făcut-o tot împreună. Dacă ați observat, tot noi suntem acolo. Datorită faptului că la noi și munca și relaxarea sunt tot în cadrul acestei academii. Cum am spus și eu, pentru mine academia a devenit o familie și un stil de viață. Nu neapărat o muncă sau o carieră. Pentru că succesul, cum am spus dumneavoastră, nu trebuie să înțeleagă greșit, nu este o muncă în continuă, asiduă, însă este, reprezintă stabilirea unor anumitor țeluri și acționarea spre îndeplinirea lor. Și totodată în succes trebuie să rămâi, nu trebuie doar să-l atingi o singură dată, pentru că atunci nu este succes. Ca să ne facem înțeles, și la voi înseamnă timpul liber, înseamnă pierdere de clienți. Asta e problema. Aici. Nu, deloc. Munca nu înseamnă numai să te întâlnești cu clienți, ci să creezi. Eu am întrebat acum 10-15 minute ce planuri aveți. De-aia și Mihai a spus că noi de două ori pe lună ne întâlnim noi liderii și creăm anumite planuri, după aia predăm mai departe la cei care sunt sub noi. Uite, tu ai de făcut asta, tu ai de făcut asta. Adică noi comunicăm foarte mult între noi. Deci relaxarea, în ghilimele să spun, nu este în a sta cu clientul, ci în a sta noi împreună, cât mai uniți. Când am realizat ce ne-am propus, atunci facem exact ca și în video pe care l-ați vizualizat. Ne luăm o vilă, Portugalia, Croația, egal unde este cald, și mergem și ne relaxăm. Sau închiriem un hotel și ne facem toată echipa un loc al nostru unde să ne întâlnim și pur și simplu să ne distrăm. Deci asta depinde de noi. Când simțim nevoia, pentru că e prea mult, o facem, dar o facem într-un spirit în care chiar să ne răsplătim pentru toată munca pe care am depus-o. Și să nu uităm că și firma ne răsplătește, nu? Cu zile libere. Evident, trebuie să existe și acestea. În momentul clar, în care vă atingeți target-ul, atunci aveți planuri, ceva. Cum decideți voi, de exemplu, să vă luați o lună de liber sau o săptămână? Vă dau exemplu, la mine decide, la început, practic, a decis firma pentru mine. O să sune ciudat, eu n-am putut să merg primul și în al doilea an în vacanță deloc. Și a venit firma, pentru că au zis că lucrez foarte mult și foarte bine, m-a obligat, la propriu și la figurat, m-a obligat să mă duc în vacanțe. Acum, încă din anul acesta, eu am 3 sau 4 vacanțe plătite de către firma DCFM Gusberatung, în unele din cele mai bune resorturi din Austria și Germania. Portugalia. Și o croazieră de lux de 7 zile în 7 insule și sunt obligat să mă duc. Dacă nu mă duc, primesc amendă sau trebuie să plătesc toată valoarea excursiei. Și astea nici măcar n-am stat eu să mi le planific, mi le-a planificat firma pentru mine, iar dacă vreau eu extra să mă duc într-o altă parte, pot să o fac. Dar credeți-mă, nu mai nevoie, odată ce primești din partea companiei, nu mai trebuie să-mi investesc eu banii, nu? Alex, te rog, trece-ne pe listă, venim. Noi venim pentru vacanțele alea obligatorii. O să-ți trimit și exact datele când și te aștept. Ok. No, dragii noștri, a trecut deja o oră de când stăm de vorbă, dat fiind că voi lucrați mai tot timpul, cred că asta înseamnă foarte mult și oricine va înțelege că ne-ați dat din timpul vostru prețios 60 de minute. Noi vă mulțumim foarte mult, în primul rând pentru energia pe care ne-ați transmis-o, în al doilea rând pentru informația pe care o transmiteți, în al treilea rând pentru că ați binevoit a accepta această invitație. Și sperăm să vă mai avem alături de noi într-o emisiune, să ne mai spuneți din ce mai faceți, poate lucruri noi, mai mult decât faceți până acum. Oricum, pentru mine personal a fost o onoare să vă întâlnesc și
Dacă la final de emisiune ați vrea să transmiteți ceva, fiecare dintre voi, vă rog să o faceți într-o frază. Mai am ceva de adăugat, de ce n-aveți nicio doamnă sau nicio domnișoară? Iată, egalitatea de, egalitatea de șanse, foarte bună. Te rog, Alex. Sunt și doamne și domnișoare în Academia noastră, doar nu sunt la nivelul nostru. A fost dureros, dar totul se plătește. Da, oricum, oricum, faceți eforturi să ridicați acest nivel așa încât data viitoare când ne vom întâlni în formula următoare vor fi 5 băieți și 4 fete măcar, dacă nu 5 și 5. Există loc, acum depinde de doamnele care sunt în Academie să urce la nivelul respectiv. Foarte frumos. Și eu rămân la invitația mea de a transmite ceva telespectatorilor noștri într-o frază. Alex, te rog. Și de partea mea, mulțumim și noi pentru invitație. Și un sfat, mini sfat, să-i spun așa, ieșiți din confort, încercați să faceți ceva că se poate. Orice se poate în viață, trebuie doar să-ți dorești să plece de aici și să existe acțiune. Mulțumesc frumos! Eu o să merg tot pe motul meu, adu-ți aminte cine ești, înainte să-ți spună rudele, prietenii, frații, surorile sau alți oameni, cine vei fi tu. Dacă știi cine ești cu adevărat și cum a spus și Samuel, suntem ca, putem fi un porumbel care stă jos sau un vultur care zboară. Tu decizi, din punctul meu de vedere. Decizia e în mâna ta și mulțumește-te că încă ai liberul arbitru. Unde sunt ceilalți băieți în echipă, ceilalți trei? Să-i auzim cu cuvântul de încheiere. Aia, ce aș vrea să transmit mai departe la toți oamenii este că eu văd că ăsta este momentul decisiv. Poate fi acum, pe momentul ăsta de pandemie, mulți au impresia că sărăcesc, dar sunt mulți care se îmbogățesc. Este doar decizia ta dacă vei vedea oportunitatea care ți se dă. Este o șansă în care mulți oameni acum li s-au căzut orele de muncă sau totodată au fost băgați în Kurzarbeitergeld română, acum este partea de a sta acasă, de a nu mai munci. Și te plătește statul cu o sumă anume procentuală din salariu. Și părerea mea este momentul când poți să încerci fără a pierde ceva. Este momentul când îți ieși din zona de confort, ești acasă, avem toată tehnologia de a sta de acasă să vezi dacă este de tine sau nu este de tine, un viitor mai bun alături de noi. Pentru că, cum spunea și doamna Cati, alături de oameni de succes te mă lipsești. Și fiind ca vorbeați de corona, dacă se ia ca corona succesul, da, la noi nu se ia atât de repede de la un metru, dar se ia în 3-4 săptămâni. Fiind alături de noi în 3-4 săptămâni și lucrând cu noi împreună, marțea, miercurea, joia, cum a spus și Sebastian, eu garantez că succesul se va lipi și de tine. De aceea îndemn oamenii care sunt din Germania, în viitorul apropiat, în 3 luni vrem să intrăm și pe Austria, că tot spuneați de proiecte. Următorul proiect este să fim primii români din Austria care ducem acest concept și acolo. Dar pentru cei care ne aud din Germania, să ne contacteze practic pentru a le oferi mai multe detalii, care să vadă de la sursă informații. Noi ne place să arătăm cu transparență dovezile. Când avem un răspuns, au o întrebare, să le dăm un răspuns cu informație, cu dovadă. Și să încerce să profite de acest timp pentru o meserie stabilă. Pentru că să nu uităm, acum majoritatea sunt mulți care s-au scăzut salariile, au rămas fără meserii, cu toate că au avut studii. Însă noi, ca și consultanți financiari, pe pandemie am fost persoanele cele mai căutate. Și pot spune că luna trecută, luna asta acum, pe 20 am avut acum aprilie-iulie. La noi bine mereu cum ar fi încheierea, să vedem ce s-a întâmplat. A fost luna record de când sunt eu în această firmă, 6 ani de zile, practic eu sunt cel mai vechi dintre ei, de 6 ani de zile. Și a fost luna noastră cea mai bună. Deci în timp de pandemie, unde majoritatea își pierd locul de muncă, nu mai au bani, noi mergem din ce în ce mai bine, din recorduri, oameni cât mai mulți. De aceea este un moment când poți să-ți faci o meserie cu adevărat, care e clar ce se va întâmpla de acum încolo, să fii bazat ca ceva care să nu te lase practic pe străzi sau să te orientezi. Avem chiar și o profesoară care vine acum la noi în Academie și spunea că nici la școală nu se predă cum se predă la noi atât de detaliat. Cam asta a fost din partea mea. Vă mulțumesc pentru invitație și vă dorim mult succes cu această televiziune minunată pentru toți românii de pretutinde. Și noi vă mulțumim că ați acceptat și ne-ați dat din timpul vostru. Și să încheiați toți trei cu câte un mesaj, deci mai sunt încă două de ascultat.
Din partea mea, nu știu dacă mai fi de adăugat ceva, decât că mă sunt foarte încântat. Este prima oară când particip la emisiune televizată. Țin să vă felicit pentru acest lucru. Continuați așa, pentru că românii, de pretutindeni, de oriunde ar fi, trebuie să fim informați. Și faptul că luați persoane care au reușit, practic, de la zero, ca ceilalți oameni să vadă că se poate, ăsta este un lucru foarte, foarte interesant și frumos, de respectat ceea ce faceți. De aceea, eu vă mulțumesc că v-ați gândit la noi și că ne-ați dat această posibilitate. Și dacă am putut să fim de ajutor, am făcut-o cu mare drag, pentru că noi, practic, asta facem. De aceea, vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim! Și din partea mea doresc să vă mulțumesc pentru această ocazie și oportunitate de a putea sta să ne vedem prin intermediul acestor tehnologii de care dispunem la ora actuală. Ceea ce vreau să transmit celor care ne urmăresc în încheiere este că trebuie să fie deschiși oportunităților care apar în viață. Poate ce am făcut noi în această oră, ne-am luat doar puțin în timpul nostru și poate un cuvânt, două, trei, a atins pe fiecare în parte. Ceea ce le recomand eu și îi îndrum să facă este, dacă ceva le-a stărit un anumit interes, să intre în acțiune, adică să ia legătura cu noi, să le putem oferi mai detaliat ce posibilități au, ce șanse au, pentru că, așa cum spunea și Sami, mai bine să-ți pară rău că ai încercat decât să-ți pară rău că n-ai încercat. Și cum spuneam și eu în video care îl prezentăm, la un moment dat, în viața noastră, tuturor ni se oferă o șansă și o posibilitate de a schimba ceva. Trebuie doar să fim deschiși acestor oportunități. Mulțumim tare mult! Mulțumim și eu îmi permit să vă dau un sfat, să nu ezitați niciodată să ajutați un român. Voi știți cum este să fii jos, voi știți cum este să intrați într-o țară unde să nu vă ajute nimeni și gândiți-vă atunci când o să ajungeți poate și mai sus de atât, gândiți-vă și ajutați toți românii care vă cer, indiferent de partea financiară sau nu, trebuie să întindem o mână de ajutor tuturor. Eu vă mulțumesc că ați acceptat și sunt mândră de voi. Sper să... Vă mulțumim. O seară frumoasă, o seară să aveți. Frumoasă. O seară frumoasă, la revedere. O emisiune instructivă. Da. M-am lipsit de această energie pe care o transmit acești minunați din Germania și de ce nu poate schimbările se pot petrece peste tot, nu? Și în Anglia, și în Germania, corect, și în Italia, și în Spania. Au spus că vor să implementeze și în Austria sistemul. Îi așteptăm și dincolo de canalul mâneci. Îi așteptăm și aici în cazul în care mai pot să intre. Da. Doamnelor, domnilor, acesta a fost subiectul zilei de astăzi. Alături de mine, în studioul central al FRP TV din Londra, s-a aflat colega Cathy D'Agostin. Ați urmărit 5 tineri de succes din Germania, 5 români minunați care au reușit în viață, iată. Noi nu putem decât să sperăm că vor fi cât mai mulți astfel de români. Personal vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă mai așteptăm alături de noi și, cum spunea și Cathy, nu ezitați să întindeți o mână atunci când un alt român vă cere ajutorul. Toate cele bune! Seară bună, la revedere!